Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Am așezat o sfoară în jurul unei crengi, am pus-o în jurul gâtului și am sărit. S-a născut într-o familie cu principii sănătoase și cu frică de Dumnezeu și a dorit să devină preot, însă la un moment dat nevoia de bani l-a făcut să uite de toate aceste lucruri. După ce a început să facă contrabandă cu tutun, viața lui a devenit un calvar. Căutat de poliție la vârsta de doar 27 de ani, a încercat să-și ia viața. Bună seara, sunt Antonia Fudulu și vă prezint o nouă ediție Spune-mi Cum. În câteva momente vă invit să urmăriți povestea lui Robert Gavriluță. Rămâneți cu noi! De mic copil mi-am dorit să ajung pastor. Cum să mă înveț să fac bani, zic eu? Păi uite, hai să faci contrabandă cu țigări. Eu mă credeam invincibil. Știam că nu mi-o găsit nimic acasă, probe n-aveau împotriva mea, credeam că sunt mare și tare. Primul gând care l-am avut pe arest, am zis că trebuie să mă convințesc. Dar nu era gândul pocăinței, și era gândul ăla să mă convințesc să fiu mai deștept ca ei, că atunci când voi ieși să nu mă mai prindă. Și mai știam de la alții care au fost prinși că tare te bate dacă te prinde. Și eu de bataie cam am fugit toată viața. Am accelerat cât am putut de tare, am trecut prin ei, prin cei care mi-au făcut baraj, le-am fermat mașinile, am fugit. În rechizitoriu, spun eu, nu țin minte, știu doar că am auzit, s-au tras 18 focuri de armă. Poveste de film. Robert Gavriluță este în această seară în platoul Spune-mi Cum cu o poveste de film și veți vedea pe parcursul interviului că nu exagerez cu nimic când spun asta. Bună seara, Robert, și îți mulțumesc că ai venit tocmai de la Suceava pentru a-ți face cunoscută mărturia. Bună seara, vă mulțumesc că m-ați invitat în platoul A7. Îți bucuros că sunt aici și abia aștept să vă povestesc cum Dumnezeu mi-a schimbat viața și cum poate să o schimbe și celorlalți care se uită la noi astăzi. Într-adevăr, sunt foarte multe de povestit și sper din tot sufletul să ne încadrăm în 55 de minute, pentru că ai o poveste foarte complexă. Și hai să începem cu începutul, cu copilăria ta. Te-ai născut unde, Robert? M-am născut în Botoșani. În Botoșani, acolo sunt mama ei din Botoșani, bunicii sunt acolo. Dar mama, fiind căsătorită la Darabani, a născut la Botoșani, după care automat am stat la Darabani, tot un orășel. Copilăria, ce să zic despre copilărie? Am avut o copilărie frumoasă, am avut niște părinți și am niște părinți minunați. De mic copil mi-am dorit să ajung pastor. Asta a fost dorința mea, nu știu de ce, de unde vine lucrul ăsta. Și mi-a mai rămas încă din dorința asta câte un pic. Încă îmi doresc și astăzi, dar nu știu dacă mai este timp pentru asta. Mi-am dorit să fiu pastor, am participat la olimpiade de religii, concursuri și mi-a plăcut așa să aprofundez studiul Scripturii. Numai că la un moment dat firul s-a rupt și o să povestești despre lucrul ăsta. Sigur că da. Așa cum am spus, te-ai născut într-o familie cu principii sănătoase, ai avut exemple frumoase, adică pe părinții tăi, și din ce mi-amintesc eu, te-ai implicat foarte mult în proiectele bisericești, adică făceai misiune. Da. Păi prin 2008 a apărut, atunci era, cum îi spune lui, Sebastian Țărțărău. Atunci a apărut Pilgrim Society cu școala de misiuni. Mi-aduc aminte că eram în clasa 12-a, în primul semestru. Am văzut o prezentare de-a lui și am zis la părinți, mamă, tată, am terminat cu școala, mă duc la școala de misiuni. Măi, Robert, dar ești în clasa 12-a, e capăt. Nu mă interesează. Am lăsat școala 12, clasa 12, în primul semestru, și am plecat la școala de misiuni. Am făcut vreo 6 luni la Vama, undeva în județul Suceava, am făcut 6 luni de școală acolo, cu gândul să plec în Africa. Am zis că plec în Africa, că școala de misiuni era special pentru cei din Africa. Doar că gândurile s-au mai schimbat între timp, mai era și o problemă că, deși îmi plăcea biserica, îmi plăcea cuvântul, îmi plăcea... Trăiam totuși în două luni, mai erau lucruri care îmi plăceau, care nu erau potrivite. Dar am încercat cumva să fac ce este bun.
Și de acolo m-am întors înapoi la Drăban și am început să fac proiecții pentru zonele defavorizate, zonele unde nu există prezență evanghelică. Am făcut la un moment dat un proiect la Darabani, chiar de decembrie, din nașterea Domnului Hristos. Am făcut iesle, am adus oi, am adus un căluț așa să pară măgăruș. Am făcut o scenetă, o întreagă scenetă acolo. Ai pus mult suflet, da. Și te simțeai împlinit cu ceea ce făceai, chiar dacă ai renunțat la școală pentru... Da, mi-a plăcut întotdeauna să spun și la alții ce face Dumnezeu. Chiar dacă pentru mine încă nu făcuse Dumnezeu, nu că nu făcuse. Nu era schimbarea în inimă, dar vreau să fac lucrul ăsta. Și mi-aduc aminte că am făcut lucrul ăsta, am vorbit cu câțiva oameni de afaceri din biserică care mi-au spus că vor sprijini lucrarea. Financiar mă refer. Am făcut, eu m-am dus, m-am împrumutat pe la magazine, am luat tot ce îmi trebuia. Sunt niște costuri, când faci un asemenea proiect, sunt niște costuri. Le-am făcut, s-a terminat proiectul, cei care trebuiau să ajute n-am mai ajutat. Fiecare au găsit câte o motivație și am rămas cu niște datorii consistente. Pentru un băiat de 18 ani, cam așa aveam atunci, în jur de vreo 1000 de euro erau bani, vorbesc de anul 2009. Și am zis, ce să fac? Adică plec în străinătate. Mă duc, văd ce fac. Cu dorința de a face bani pentru a-ți plăti datoriile. Da. Am vorbit tot așa cu niște prieteni creștini, pentru că de multe ori sunt mulți care se numesc creștini, dar felul lor de viață e cu totul altul. Mi-au spus că mă pot lua în Spania. Și am zis că ok, hai să mergem în Spania. Mi-a spus că trebuie să plătesc motorina până acolo și chiria, chiar dacă eu nu ajunsesem deja în Spania. Și am zis că ok, plătesc, le-am dat bani de acasă, alți bani împrumutați, că nu aveam bani. Am împrumutat datoriile bani. Datoriile creșteau. Datoriile creșteau. Mă duc în Spania, ajung în Spania acolo. Cum am ajuns în Spania, spune că nu mai poate să mă iei la muncă, că nu este loc de muncă și să-mi caut de muncă. Mi-a zis că ok, dar în chimie mă primiți. Da, uite, asta e camera ta, ai o lună plătit, poți să stai. Dar mâncare noi n-avem cum să te ajutăm, că noi avem mâncare pentru noi. Vreau să vă spun că erau creștini. Bine, între ghilimele creștini. Și unul dintre ei, chiar erau doi băieți, le spune că băi, dar poți să te duci la magazin, să aștepți oameni bătrâni, să-l iei gențele și faci rost de bani. Și azi, bă, mă gândeam așa, sunt într-o situație dificilă, dar lucrul ăsta nu pot să-l fac. Deci chiar nu pot să-l fac. Și am stat, așa am stat, vreo lună de zile. O lună de zile până când a reușit să fac rost de niște bani și m-am întors în țară. Tot cu datorii. Și mai multe datorii. Și mai multe datorii. Se întâmplă să mergi la un moment dat la o persoană, să iei bani împrumut, iar acea persoană îți spune, dar de ce să-ți dau bani? Mai bine te învăț să faci bani. Hei, a fost aici, persoana nepotrivită cumva? Da, clar că era persoana nepotrivită. Pe imediat după ce am venit din Spania, am încercat să fac cumva să rezolv problema asta. Și m-am dus la un prieten care era vis-a-vis de biserica unde mergeam. Și zic, uite care-i treaba, vreau să-mi împrumut niște bani. Eu o să ți-i dau, o să treacă o perioadă, ți-i dau înapoi. Dacă era așa, senior îmi spune, bă, Robert, de ce să-ți împrumut bani? Hai să te învăț să faci bani. Cum să mă înveți să fac bani, zic eu? Păi uite, hai să faci contrabandă cu țigări. M-am gândit așa, bă, cum e? Nu auzisem, dar nu știam ce implică lucrul ăsta. Și zic, bă, cum pot să fac eu contrabandă cu țigări? Și mi spune, trebuie să te duci în Ucraina, să-ți cauți, să faci. Eu pot să-ți dau aici pe zona de frontieră, liber și car cât vrei. Acum, am zis, primul gând, am zis, bă, fac contrabandă cu țigări, îmi achit datoriile și mă las. Că na, știam că fac parte dintr-o biserică creștină, știam că lucrurile care le fac nu sunt bune. Mai ales că întotdeauna m-am ferit ca părinții mei să nu știe să nu-i fac de râs. Am bătut palma cu el, numai că era o problemă. Eu nu știam cum să faci contrabandă cu țigări. Am luat, m-am dus, mi-am făcut un pașaport, mi-am luat un prieten, am zis, hai să mergem în Ucraina, că eu am ceva treabă, nu i-am spus despre ce e vorba. Mă duc în Ucraina, am zis, cum fac eu să găsesc cineva care să dea țigări? Mă opresc la primul magazin, în Mămăligă, exact chiar după Criva, unde e vama cu Republica Moldova. Unde într-un magazin era o doamnă și îi spun, doamnă, vindeți țigări? Și a spus că da, de care doriți? Nu, eu vreau baxuri, zic, mai multe. O, noi nu facem așa ceva. Bine, eu eram și persoană, nu avea cum să-mi spună treaba asta. Da, o să plec dezamăgit că
nu rezolvase nimic. Nu m-am îndepărtat mult de magazin, vine o mașină cu geamul fumurii, oprește, spune că tu ai nevoie de ceva, da, urcă în mașină, dar singur, nu mă lăsa să urc cu băiatul care era. Wow. Mulți îi vezi că sunt biserică și deodată sunt partea la altă. Explicația e simplă, dacă nu e nașterea din nou, imediat te joci într-o parte în altă. Ce înseamnă nașterea din nou? Schimbarea minții, metanoia. Urc în mașină, merg ceva, mă duc undeva într-o pădure, n-am să uit niciodată treaba asta. Mă duc undeva într-o pădure, oprește, scoate de sub scaun la șofer un pistol, mi-l pune la cap și îmi spune că cine te-a trimis? Vreau să vă spun cum am răcit cu totul. Eu eram copil, chiar dacă eram trecut de 18 ani, eram copil. M-am speriat grozav. Și nu mai aveam cuvinte să-i mai spun ce vreau. I-am spus, omule bun, eu am venit să caut, vreau să fac bani. Cine te-a trimis? M-a ținut așa vreun sfert de oră. Numai cu întrebarea, cine te-a trimis? Cine te-a pus? Până într-un final și-a dat seama că nu m-a pus nimeni. Am discutat despre ce vreau să facem, am îmbătut palma cu el. El așa a fost întâmplare, era și polițai. În Cernăuț, da. Era și polițist, da. Wow. Era polițist, dar se ocupa cu contrabanda acolo. La ei nu e atât de grav ca la noi situația asta. Și ai început să colaborezi cu acel polițist? Am început să colaborez cu el. Acum, că aveam și nevoie, dar mi-era și frică de el de acum. Oricum, s-a impus era în fața mea. Era intrat în jocul lor. Da. Am făcut primul transport de țigări. Nu vă spun că să fac primul transport de țigări, m-am dus și am împrumutat bani cu camătă. Oh, wow. Deci, nu destul că aveam datorii, am mai făcut o datorie. Și nu o datorie simplă, ci una cu dobândă. Mă gândeam că dacă fac contrabandă țigări, o să reușesc să acopăr lucrul ăsta. Fac prima tranzacție, iau țigările. Acum le aveam, dar nu știam ce să fac cu ele. Nu le poți vinde la colț de stradă să le dai cuiva. Mă duc tot așa la un prieten. Eu când am să spun în emisiunea asta prieten, să știți că nu-i prieten. E doar între ghilimele. Mă duc la un prieten, îi spun, uite, am niște țigări, dacă vrei să le cumpăr. Da, ce le cumpăr, eu zic. Îi le dau, îmi spune, vii la ora 11 noaptea și îți dau banii pe el. Eu aveam așa o încredere în el, că na, crede... eu înainte credeam orice, dacă vinea cineva și îmi spunea, uite, faci asta, da, eu eram omul care credea dispus. Tot. Îi dau, aștept să treacă, mă duc la ora 11 noaptea, nu-l mai găsesc acolo. Îl sun, îmi spune că vezi că marfa care mi-a dat-o era mucigăită. Ma, acum m-a supărat pe polițistul ăsta din Ucraina, ce mi-ai făcut? Îl sun, ăsta spune, băi, posibil. Dar ca să ne convingem, mi le aduce înapoi și îți dau altele. Îl sun pe ăsta și spune, uite, îți dau alta nouă, dă-mi pe aia în schimb. La care el îmi spune că am aruncat-o. Și atunci mi-am dat seama că el mi-a tras o țeapă. Că le-a luat și banii n-aveam să mai văd. Deja aveam datorii, belele una după alta. Mă duc la polițistul ăsta de frontieră, care îmi spusese că vrea să mă ajute cu bani, el era polițist de frontieră. Îi spun situația, el fiind infiltrat în lumea asta interlopă, m-a pus să lucrez pentru cineva, tot cu contrabandă, ca și cărăuș. Și am început să car, mi-am achitat datoriile, numai că mai era o problemă. Care? Au început să-mi placă bani. Aș vrea puțin să ne oprim aici. Okay. Pentru că cu câteva minute în urmă ne-ai spus că îți doreai mult să devii pastor, te-ai implicat mult în proiectele bisericești, ajutai oameni și atât de ușor ai trecut pe partea cealaltă. Când ai început să faci bani sau... Da, când ai început să faci bani, cum stăteai cu conștiința? Te mustra conștiința? Te mai gândeai la cine ai fost înainte? Întotdeauna au fost, chiar dacă nașterea de nou nu se produsese, că de asta e ușor să treci la una la alta. Și de asta mulți îi vezi că sunt biserici și într-o dată sunt partea la alta. Explicația e simplă. Dacă nu e nașterea din nou, imediat te joci într-o parte în alta. Ce înseamnă nașterea din nou? Schimbarea minții, metanoia. Deci vezi lucrurile cu altă perspectivă și o să vă spun mai încolo exact cum s-a întâmplat lucrul ăsta la mine. Ok. A început să-ți placă să faci bani în modul în care s-a întâmplat. Cum decurg lucrurile mai departe? M-ați întrebat dacă aveam mustări de conștiință. Corect. Să știți că aveam. Uh-huh. Dar le înădușeam așa, încet.
Și că las, că trece și asta. Am început să fac bani. M-am îndepărtat de biserică. N-am mai vrut să merg, n-am mai vrut să cred în lucrul ăsta. Și un lucru mai grav, așa și mai dureros, m-am îndepărtat și de părinți. Mi-aduc aminte că mama, nici mama și nici tata n-au știut ce fac. Pur și simplu știau că plec cu mașina și că mă descurc, fac eu ceva, lucrez undeva. Ca să nu zic că la 18 ani am dat de permis, când am văzut că știu să conduc, nu m-am mai dus la examen. Mi-am cumpărat mașină și am condus așa până pe la vreo 23 de ani. Niciodată nu te-a oprit poliția? Niciodată. O singură dată m-a oprit poliția, undeva lângă Botoșani, dar pentru că eram cu un polițist în mașină, am dat geamul jos, l-a văzut, l-a salutat și atât a fost. A fost un copil rebel. Rebel, da. Rebel. Am început să fac bani și v-am spus că m-am lăsat de biserică, m-am lăsat de toate lucrurile astea. Totul a fost bine până în noiembrie. Prima dată până în iulie, în data 28 iulie, exact de ziua mea, mi-am programat să fac un transport de țigări, noaptea. Vorbisem tot așa cu poliția de frontieră. Am făcut transportul, a început să ploaie, fiind noi făceam transport de țigări pe prut. Deci nu era vamă, nu era nimic. Era pe fâșia verde, cum să, în termenii care se folosesc. A venit o ploaie atât de torențială că n-am mai putut să ies cu mașina. Am abandonat-o acolo și am plecat. A doua zi, poliția de frontieră a găsit mașina și a început să facă cercetări. S-a dus la proprietarul mașinii, el a declarat că mi-a vândut 1000 și așa s-a ajuns la mine. Am fost chemat așa la câteva declarații, eu vă dați seama, n-am recunoscut nimic la momentul ăla, am spus că nu e adevărat. Când am văzut că lucrurile se strică, am plecat în Anglia. Am zis că plec o perioadă, mă liniștesc și pe aia mă întorc. În Anglia ce... cu ce te ocupai? Nu, în Anglia doar am stat, pur și simplu mă duceam în vacanță cât să stau un pic liniștit. Un lucru care acum eu îl conștientizez și mi-aduc aminte că aveam număr de Anglia, de telefon și telefon nou. Mă sună de la poliția de frontieră, nimeni n-avea număr de telefon. Ca să vedeți cât de tare suntem urmărit și ne pot localiza și imediat. Și nici nu conștientizăm. Și nici n-am conștientizat atunci. Mă suna și mi-a spus, Robert, uite, trebuie să vii acasă pentru testul poligraf. Cu fapta care ai făcut, să vedem dacă ești tu. Eu zic, ok, vin. M-am pornit acasă, eu mă gândeam că îl păcălesc testul poligraf. Eu mă gândeam că dacă îl păcălesc mama și pe tata, eu păcălesc și testul poligraf. Bine, asta era doar în mintea mea. Am venit acasă, am făcut testul poligraf, cu siguranță l-am căzut, am făcut de două ori l-am căzut. Și mi-a spus, du-te acasă, te chemăm noi. Ca luni, pe 12 noiembrie, cei de ICOT să-mi bată la ușă. Să vină cu percheziția. Nu vă spun că o zi înainte, duminică, mă anunță cineva, pentru că dacă eram infiltrat în lumea asta, cineva m-a anunțat. Erați o gașcă deja, vă cunoșteați. Da, și cineva m-a anunțat și mi-a spus, vezi că o să vină de ICOT în zonă, o să fie percheziții. Ce ai de aruncat, aruncă. Eu mi-am făcut curat acasă, că așa se făcea atunci, și am plecat de acasă. Numai că n-am plecat normal cum să pleacă pe poartă. M-am dus pe fundul grădinii și am plecat la cineva. Cei de la ICOT au venit de dimineață. Nu vă spun că tata era galben ca ceară. Atunci a aflat. El atunci a aflat. Gândiți-vă o persoană care e de ani bun în credință, care n-a fost la poliție decât să-și schimbe buletinul. Acum se află că copilul lui e de dosar penal, e de caz penal. A fost o lovitură puternică pentru el. Numai că cei când au venit la DICOT, mă căutau pe mine prin casă. Mi-au spus, unde că noi l-am văzut că a intrat în casă aseară? Eu nu mai eram. M-au luat pe semnalul la telefon. Te-au localizat. M-au localizat. Deși eu îmi scusesem bateria, că știam de lucru. Mi-a luat ultimul semnal. Și m-au luat de acolo și m-au ridicat. M-au adus acasă, au făcut percheziții, n-au găsit nimic. Și mi-au spus, cu uite, mergi cu noi să dai o declarație. Și te întorci înapoi acasă. M-am dus, dau declarație, numai că declarația aia s-a transformat în 30 de zile de arest. M-au arestat, dar ca să nu fug, cred că de asta am spus lucrul ăsta. Primul gând care l-am avut pe arest, am zis că trebuie să mă convințesc. Dar nu era gândul pocăinței, și era gândul ăla să mă convințesc să fiu mai deștept ca ei, că atunci când voi ieși să nu mă mai prindă. Aveai ceva de demonstrat în continuare. Da, eu mă credeam invincibil.
Știam că nu mi-o găsit nimic acasă, probe n-aveau împotriva mea, credeam că sunt mare și tare. Și a zis că las că ies și nici atât nu o să... Și așa aș fost, la o lună și jumătate mi-au dat drum acasă, pe control judiciar. Control judiciar nu trebuia să ies din țară. Sunt niște tehnici spiritiste care te pot îmbogăți. Da. Și credeai în asta? Credeam. Eu nu vă mai zic, credeam prima dată când mă trezeam dimineața, citeam horoscop. Am zis că mai stau un pic liniștit. Numai că la un moment dat primesc un telefon și spune hai să ne întâlnim. Mă întâlnesc cu cineva, tot din gașca veche, spune că... Tot un prieten? Tot un prieten. Îmi spune, hai să lucrăm, Robert, hai că, uite, trece vara și noi nu mai facem bani. Zic, hai să facem. La bani eram primul care să fac. Mă duc, vorbesc cu altcineva de la Poliția de Frontieră, pentru că primul pe care vorbisem a fost arestat odată cu mine. Vorbesc cu altcineva de la Poliția de Frontieră, tot așa un prieten. El îmi spune că da, uite, în data cu tare, te duci, rezolvi. Ok? Și aici un lucru foarte interesant pe care nu l-am mai spus în altă parte și acum mi-am adus aminte. Cum Dumnezeu încearcă să ne oprească, numai că noi nu vrem. Știți, există textul ăla din Biblie că Dumnezeu vorbește în multe feluri. Când într-un fel, când în altul, numai că omul nu ia seama. M-am pornit, mai aveam, cred că, 2 km până la punctul de întâlnire cu cei din Ucraina, mi s-a oprit mașina. Brusc. Deci mi-a s-a oprit mașina. Am început ca să-i dau la chei, n-a pornit, pur și simplu n-a pornit. Îl sun pe polițistul de frontieră, îi spun că să anuleze tot, că nu mai pot, îi sun și pe cei din Ucraina, am anulat tot. La 5 minute mi-a pornit mașina. Deci, vreau dar deja era anulat, tot era anulat. Mă duc a doua oară, fixez-o a doua dată. Mă duc a doua dată, tot așa. Păi mi se oprește mașina. Sunt oameni martori care cred că o să vadă și știi că oameni care lucram atunci cu ei au venit să încerc să pornești mașina, au mai pornit. Cum s-a terminat tot, s-a anulat, o pornim mașina, fără să-i facem nimic. A treia oară însă, mașina a mers perfect. M-am dus, am încărcat, am dat să plec. Când am dat să plec, ei pregătise flagrant, încă de prima dată. Dar Dumnezeu a încercat să mă oprească. Stai acolo, nu dar te mai du. Ai insistat să ajungi acolo. Eu am insistat să ajung acolo. Eu cu tot din adinsul am vrut să ajung acolo. Era ora 1 noaptea când am făcut treaba asta. Mi-au făcut flagrant, mi-au pus de aia plasă să-mi spargă roțile la mașină. Eu automat când i-am văzut m-am speriat și mai știam de la alții care au fost prinși că tare te bate dacă te prinde. Și eu de bătaie cam am fugit toată viața. N-am fost un om agresiv și de bătaie chiar m-am temut. Am accelerat cât am putut de tare, am trecut prin ei, prin cei care mi-au făcut baraj, le-am fermat mașinile, am fugit. În rechizitoriu spun, eu nu țin minte, știu doar că am auzit, s-au tras 18 focuri de armă. Și toate s-au oprit în cutiile din spate și în scaun. Deci eu puteam să fiu mort dacă Dumnezeu nu era. Ai rănit pe cineva? Nu, doar le-am fermat mașinile astea. Am fermat o mașină și am răsunat o alta. Asta a fost lucrul care le-am făcut. Dar n-am vrut să opresc. Am reușit să fug de acolo. Automat roțile mi erau sparte, n-am mai putut să conduc. În momentul când roțile ți se sparte, nu mai poți să ții direcția la mașină. Ea fiind și o mașină 4x4 mare, am abandonat mașina și am fugit. Asta... Unde ai fugit? Unde te-ai ascuns? Asta se întâmpla undeva lângă Darabani, Bajura se cheamă acolo. Zona aia o cunoșteam ca în palmă. Deci dacă mergeam cu ochii închiși, eu știam unde trebuie să merg. Dar spaima pe care am tras-o atunci cu focul de armă cu toți și eu nu mă așteptam, pur și simplu nu mă așteptam, m-a făcut să nu mai știu unde sunt. Măi, nu mai știam unde sunt. Am sărit eu prin gardul la vecini, nu mai știam unde sunt. M-am pus jos și am zis, bă, dacă îi să mă găsească, mă găsești. Asta e treaba. A început să ploaie. Ei mi-au pierdut urma, am stat de la ora 1 noaptea până la 4 dimineața, ascuns. După care la 4 dimineața am început să o iau ușor, mi-am dat seama cam pe unde sunt și am început să o iau ușor, ușor, așa spre casă. Eu încă în mintea mea credeam că nu prietenul meu m-a trădat,
Și pur și simplu s-a întâmplat... Că s-a întâmplat să te caute poliția. Da, de exemplu, de la frontieră, ei dacă îți dau o zonă liberă, să te duci, ei îți dau liber. Dar nu poți să știi cei de la județ, intervenția, când poate să vină. Și m-am gândit, bă, a venit intervenția și asta e, se întâmplă, la contrabandiști se întâmplă lucrul ăsta. Acum, ca să ies din Bajura spre Darabani, trebuia să trec șoseaua principală. Ei deja erau la punct control și așteptau. Am zis, acum cum să trec eu șoseaua asta? M-am pus exact cum să pune un animal în patru labe și așa am trecut șoseaua. Eu nu pot să-mi dau seama cum ei nu m-au văzut. Așa am trecut șoseaua în patru labe, exact ca o căprioară, așa, ca să creadă că e un animal. Am trecut, am dat să ajung acasă. Când am dat să ajung acasă, poliția deja era acolo. Era acasă. Și atunci mi-am dat seama că ceva îi putred. Cineva m-a spus. M-am întors înapoi, m-am dus la cineva, am făcut un duș, am dormit. M-am trezit undeva pe la ora 11. Și am zis că prima dată ce să fac, sun pe mama. Că noi când avem probleme, sunăm pe mama. Acel cineva la care te-ai ascuns, știa cu ce te ocupi? Da, da, știa. Te-a ajutat? M-a ajutat, da. Am sunat pe mama, îi spun, mamă, ce s-a întâmplat? Măi, nu știu ce s-a întâmplat, dar vin acasă, că poliția e la noi și mi-a spus că trebuie să te predai. Eu, sigur, pe mine, mamă, dar n-am făcut nimic, ca copii, n-am făcut nimic. Nu știu, vine și te predă. Mă îmbrac frumos, mi-au alte haine de schimb care avea acolo și mă duc la poliția de frontieră și întreb, ce s-a întâmplat? Eu, foarte sigur pe mine, așa, foarte... Eram așa mai... Puțin teatru. Puțin mai teatral. Mult. Teatral. Da, da, eram foarte sigur, adică dacă era să fie o chestie așa, nu... Foarte sigur, nu dădeam nici un semn că... Și spune, o, domnul Garluțu, nu știți ce ați făcut? Nu. Haideți să dăm o declarație. Eu știam că când îmi spune cuvântul declarație, asta înseamnă arest. Mă duce la Botoșan, la tribunal, intru în birou la procuror și îmi spune că ai vrut să-i dai mietul domnul Gavrilescu. Așa îl numea pe polițistul de frontieră. Când mi-a spus cuvântul ăsta, numele ăsta Gavrilescu, m-am albit tot. Ai realizat ce s-a întâmplat? Am realizat ce s-a întâmplat și nu venea să cred că a făcut treaba asta. Aveai încredere în el 100%? Da, da, am avut încredere. Poți să ai încredere în astfel de oameni? Măi, el e un om excelent. Deci el e un om... Acum nu înțeleg de ce a făcut lucrul ăsta. Poate că el era șeful poliției de frontieră. Oamenii sunt excelenți până vine vorba de bani. Nu știu, nu vreau să... Deci nu vreau să-l acuz pe omul ăsta, poate că el și-a făcut meseria. Nu știu. Dar știu că asta s-a întâmplat. Când mi-a spus lucrul ăsta, m-am îngălbenit, procurorul și-a dat seama că-s vinovat și mi-a spus, uite, stai 30 de zile arest. Ok, eu am mai stat, nu era problemă. Nu era nimic nou. Nu era nimic nou. Pe arest am zis, bă, trebuie să fac ceva, să nu mai... Plus că aveam gânduri de răzbunare. Am zis, când ies, mă duc, îl caut, îi rup picioarele, îl nenorocesc. Dar vă dați seama că frustrarea pentru mine era mare. Erau niște bani pierduți acolo, o mașină de țigări undeva la 50-60 de mii de euro. Erau bani pierduți, eu deja trebuie să dau bani în partea altă. Ucrainianul nu-l interesează dacă tu pierzi marfa, tu trebuie să dai bani. Erau bani mulți. Și am zis, gata, am un răzbun. Am ieșit de pe arest, mi-a dat control judiciar, numai că controlul ăsta judiciar era mai strict ca prima dată. N-aveam voie să ies din Darabani. Am stat așa vreo lună de zile. Trebuiau să-l prelungească, dar că a fost o sărbătoare mare atunci, procurorul nu l-a semnat. Eu când am văzut că l-a semnat, am fugit din țară. Am fugit la Napoli. O altă zonă bună, ca să zic eu. M-am dus tot așa la niște prieteni, am zis că uite, stau o perioadă la voi și vedem ce se întâmplă. Cu gând să mă întorc acasă, să mă și răzbun, dar să fac și contrabandă. Să continui. Da, n-aveam niciun gând de schimbare. Ajunsesem în postura aia în care să nu mai crede Dumnezeu. Deci nu mai credeam în Dumnezeu. Care a fost cauza? În momentul în care te depărtezi de Dumnezeu și te duci tot la fund, automat vine cel rău și spune, băi, dar dacă exista Dumnezeu, tu mai erai aici. Și motive. Plus că sunt atâtea lucruri pe internet care le poți urmări și să te facă să nu mai crezi. Și eu încet am început să nu mai cred. Nu vă mai zic că tata, în momentul în care au aflat de faptele mele și mama ta spunea, nu-i bun, Robert, ce faci? Și plângea, de multe ori am găsit-o plângând. Și tata nu mi-a spus decât un singur lucru.
Cum nu-ți place să dormi acasă? Cum nu-ți place? Să dormi acasă. Măi, când l-auzeam pe tata când spune cum nu-ți place să dormi acasă, îmi venea să mă duc undeva să nu-l mai aud. Nici nu înțelegeam ce vrea să spună și mă și enerva. Dar vorba lui avea să aibă rezultat mai încolo. Cum am spus, m-am dus la Napoli, am stat o perioadă bună și m-am hotărât să vin acasă. Apele se liniștise în România, dosarul era pe undeva pe la parchet, încă nu era trimis în judecată, era ok. Am zis, bă, înainte să vin în România, eu sunt în Napoli, Roma e aproape, capitala Italiei. Hai să văd capitala și de acolo să vin acasă. Mi-a luat ghiozdănașul, aveam un ghiozdan, două genți de haine, mă sui la tren, direcția Roma. Vreau să vă spun că ghiozdanul l-am pus, nu l-am pus cum mă pun școlare pe spate. L-am pus pe față, mi-am pus mâinile așa și am adormit. M-am trezit în gara din termini, exact în aceeași poziție. Numai că ghiozdanul nu mai era. A fost furat. A fost furat. Cu totul. Acum nu vreau să spun că era... Nu vreau să spun că erau vreun român, dar pur și simplu l-am mai găsit. Dar e interesant că atât de bine a lucrat că n-am simțit nimic. Și exact în aceeași poziție m-am trezit. Acolo aveam actele și bani, încărcătorul la telefon și alte lucruri. Mi-a mai rămas numai telefon. Aici a fost greu să-l scoată. Aveam pantaloni mai strâmți așa cum port eu de obicei și nu reușesc să scoată telefon. Ai rămas fără bani, fără nimic. Acte, fără nimic. Ce s-a întâmplat mai departe? M-am dus la poliție, am declarat că mi s-a furat și mi s-a dat o foaie. Mă gândeam că o să mă ajute cumva. Nu le-a păsat prea mult. Mi-a dat o foaie și a spus că uite, foaia asta îți ține loc de act până când găsim hoțul. Categoric nu am mai găsit eu hoțul care mi-a furat. Acum aveam două posibilități. Una, se suna acasă și să le spun ce s-a întâmplat și automat părințe îmi trimiteau bani și veneam acasă. Și doi, să stau așa să vedem ce putem face. Prima posibilitate a fost exclusă în acel automat. Moment. De ce? Pentru că ajungeam la vorba mamei, Robert, nu-i bine ce faci, și ajungeam la vorba tatei care mă enerva, cum nu-ți place să dormi acasă. Și am zis că decât să le dau dreptate, mai degrabă fac eu ce știu. Mai degrabă suferi. Mai degrabă sufer. Ai rămas pe străzile Romei. Am rămas pe străzile. Da, am rămas pe străzile Romei. Am zis că mă descurc, e simplu. Eu întotdeauna am fost curajos și sunt și acum, nu mi-a fost niciodată frică de nimic. Am căutat pentru haine, mi-a luat costumul ăla frumos, m-am îmbrăcat la costum și am zis, bă, dacă ăștia care s-au luat semafor cerșesc și fac bani, eu chiar nu pot. Dar nu mă duc la semafor, mă duc la aeroport, am foaia asta de la poliție, le explic care-i treaba, strâng bani și mă duc acasă, că eu acasă fac bani. Și te-ai gândit că te va ajuta un costum frumos? Da. Mă gândeam că arăt bine și o să creadă, adică o să le spun exact povestea ce s-a întâmplat și automat o să mă ajute. Și a mers? N-am primit nici măcar un euro. Mă, nici măcar un euro. Nu m-a băgat nimeni în seamă. Nimeni nu-și arătam bine, aveam dovadă, nimeni nu m-a ajutat. Acum era cumva o tragedie pentru mine, că zic, ce fac? Eu am trăit oricum binișor, că chiar dacă stăteam acasă, trăiam o viață destul de lux. Banii erau. Și acum, dintr-o dată, fără nimic, mai aveam vreo două cartușe de țigări în geantă, atât mai aveam. Fumător? Fumător, înrăit, la două pachete de zi de țigări, așa ușor. Și am zis, ce fac eu? Mă duc înapoi în gara, ce pot să fac? O-i găsi eu o soluție. Nu vreau să apelez nici la părinți și nici la prieteni. Întotdeauna am încercat să-mi protejez imaginea. Să nu știi ce se întâmplă cu mine. Nimeni nu știa. Sau ești persoană mai orgolioasă? Da, foarte orgolioasă, da. Deci nu mi-a plăcut. Acum, slavă Domnului, m-am mai smerit așa și nu mai sunt. Dar înainte nu vreau să știu. Și nimeni nu știa ce fac. Doar eu și atât. Nu prea îmi plăcea să dau informații. Nici acum nu dau prea multe informații. Și am zis că am să mă descurc cumva. Mă bucur că totuși aici... Da, e un lucru care Dumnezeu l-a făcut pentru mine și vreau să-l spus. Da, merită spus. Corect. Nu sunt mândru de ce am făcut, dar știu că povestea mea poate să schimbe și pe alții. Și cu această ocazie îți mulțumesc că vrei să devii vulnerabil, pentru că este... Am încercat să ies din situația. Mai aveam telefonul, m-am conectat în gara acolo, wireless-ul gratuit, m-am conectat. Încercam să fac cumva, să fac rost de bani.
Găsiți-mi pe internet că sunt niște tehnici spiritiste care te pot îmbogăți. Ia auzi. Da. Și credeai în asta? Credeam. Eu nu vă mai zic, credeam prima dată când mă trezeam dimineața, citeam horoscopul. Oh. Asta era lege pentru mine. Eu am mai avut contact cu lumea spiritistă. Am mai încercat, nu că am avut contact, am mai încercat să fac diverse lucruri. N-a funcționat niciodată. Pentru că Dumnezeu era în control și Dumnezeu când spune nu, nu se întâmplă. Am încercat eu să fac tot felul de tehnici, ca să zic că ies din treaba asta, mă duc în România și mă descurc. N-a funcționat nimic. Deja timpul trecea, eram deja pe a treia săptămână, adică stăteam în stradă. Vă zic că mâncarea mi era foarte greu. Mă duceam undeva, este în Roma, Biserica Catolică dă o masă pe zi. Mergeam ceva, cam un kilometru, doi până acolo și mâncam o masă pe zi, după care mă întorceam înapoi. Nu vă zic că eram gențele după mine fiecare zi. La un moment dat m-am și săturat și am aruncat o geantă. Am zis că nu mai... Ajunsesem deja pe a treia săptămână de stat în stradă. Frig, vreau să vă spun că asta era luna lui ianuarie. Wow! Nu-i ca la noi, nu-i ca la noi, dar e destul de frig. Totuși destul de frig. Și oboseală maximă. Mai prindeam, era un tren care pleca din Termini la Formia și mă mai urcam acolo, era ultimul tren la ora 11. Și plecam cu ăla și mai stătea și mă mai încălzeam acolo și mă întorceam înapoi. Mai trecea un timp în care dar de multe ori ne găsea și ne dădea jos. Și cu tot curajul pe care l-ai avut, cred că ai ajuns la un moment dat să nu mai suporti starea în care ai fost. Nu mai suportam din prima, n-am suportat-o. Dar orgoliu m-a făcut să o suport. Numai că era un gând care pe mine m-a chinuit. Care? Vorba mamei și a tatălui. Și mi-aduceam aminte că mama mi-a spus că, Robert, dacă ai probleme, te poți ruga și Dumnezeu te ascultă. Păi nu mai credeam lucrurile astea. Dar pentru ca să-mi împac eu conștiința, am zis, uite, am să fac pe asta, cât de grea poate să fie. Nu vă zic că între timp mama mă suna și mă întreba, ce faci, cum ești? Îți bine, nu am spus deloc. Deși mama a simțit că ceva nu e ok. Cu siguranță a simțit. Și am zis, uite, mă rog, mi-aduc aminte că era într-o miercuri seară, cred. Dar știu că era ora 11 noapte. Când m-am rugat, eram în trenul de Formea. Mă duceam la Formea să dorm pe tren. Și am zis, uite, eu mă rog. Cum poți să te rogi atâta timp cât nu crezi în Dumnezeu? Nu pot să-mi dau seama acum. Cum ai luat decizia asta? Mă chinuia gândul ăla și vreau să scăp de el. Vreau doar să-mi împac conștiința. Deși nu cream nici măcar 10% nu credeam la rugăciune. Dar știu că atunci când te-ai rugat, i-ai pus trei condiții lui Dumnezeu. Trei condiții. Care au fost acelea? Interesant că eu eram cel care îi punea condiții lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Și zic, uite, Doamne, dacă Tu existi și dacă Ție îți pasă de mine, cu trecutul meu care l-am făcut, îmi împlinești trei dorințe. Și dacă mi le împlinești, eu mă pocăiesc. Prima era să ies de pe stradă, să nu mai stau pe străzi. A doua să-mi găsesc un servici și a treia să-mi găsesc o prietenă. Ei, la asta îmi stătea mie cap atunci. S-a mă iubit, mai ales că eram în condițiile care erau, numai asta nu-mi trebuia. Dar asta mi-a cerut Dumnezeu. Am zis amin, conștiința s-a împăcat, nu m-a mai stresat gândul ăsta și am șuit, m-am culcat, lucrurile au decurs normal. Numai că la două sau trei zile am avut șocul să vină cineva și să-mi spună că cineva care stătea cu mine pe străzi, Robert, am de lucru pentru tine. El nu știa când caut de muncă. El nu știa decât mă cheamă Robert și stau pe străzi atât. Și am zis, băi, omule bun, dar de unde știi că? Păi, eu am găsit un loc de muncă și mai are nevoie de cineva. Și m-am gândit la tine. Mai erau oameni care stăteau acolo pe străzi. Dar la mine s-a gândit. Dar totul era la Dumnezeu clar stabilit. I-a zis, ok, dar vezi că eu n-am buletin. Nu te primești. Uite, sună și vedem dacă te primești. Te sună și ăla îi spune că mă primești așa. Trebuia să împart afișuri publicitare. O muncă ușoară. Da, o muncă ușoară. Îmi dădea 25 de euro pe zi. Pentru mine era lux. Și a zis, ok. Și am început să lucrez. Acum știam că am făcut o promisiune și trebuia să o respect. Chiar dacă eram eu rău, eram netremnic și așa, totuși când făceam o promisiune încercam să mă țin de cuvânt. Și a zis, Doamne, înțeleg că totuși Tu existi și îți pasă de mine. Uite, fac și eu un pas. Caut o biserică, mă duc la biserică.
caut pe o biserică. Mă, că mai aveam o problemă, fumam tare. Și a zis, uite, mai cer ceva așa suplimentar. Dar vezi că mai ai încă două din plinit, ca să te cred total, că posibil asta să fie o coincidență. Dar îți mai bag una suplimentar. Ajută-mă să mă las de țigări. Dar nu că vreau eu, că eu nu vroiam să mă las. Mie mi-a plăcut să fumez. Deci eu, la mine n-a fost un viciu că, domnule, nu pot trăi fără țigări. Eu puteam trăi fără țigări. Dar îmi plăceau, le iubeam. Și a zis, uite, fă să fii scârbă de țigări și eu le las. A fumat ultima țigară, seara, vineri seară. A fumat ultima țigară, sâmbătă am uitat ce am zis. Mi-a cumpărat un pachetel micuț să fumez. Mi s-a făcut rău pe loc. Dar rău de la serios, nu că le-am aruncat, mi-am adus aminte de ce am zis. Le-am aruncat și a zis că nu mai trebuie. Și de atunci nu ai mai fumat niciodată? De atunci n-am mai fumat niciodată. Și așa ani de zile de atunci. Și nici n-am mai simțit pofta. Eu am mai încercat să mă las de fumat, dar imediat m-am apucat înapoi. Era o creangă groasă cât mâna mea. Ținea destul de tare. Am pus-o și am sărit. S-a rupt ca și cum rupe un pai. Mă, atât de ciudă mi-a fost când am murit. Am găsit o biserică. M-am dus la biserică. Eu nu știam că miros atât de urât. O să vă spun mai încolo cum mi-am dat seama de lucrul ăsta. M-am dus la biserică, m-am dus undeva la balcon, undeva în spate să nu fiu văzut foarte tare. Am făcut o poză la anvon, așa, și am pus-o pe Facebook. Am văzut o mama și m-a sunat plângând și a zis că tu ești la biserică. Care era descrierea pe care o happy day. Ce zi fericită. Vreau să vă spun că chiar așa aș fost. Am avut o pace care eu nu mai simțit de ani de zile. Pacea aia și bucuria că eram acolo. Deși nu avea nimic, eram vai de capul meu. M-a sunat mama plângând și mi-a zis, tu ești la biserică? Și a zis că da. Cum de? A zis, mamă, lasă, că o să-ți explic, eu zic. Vezi, trimite în pachet și pune în Biblia. Îmi trimiți, așa la Tarsin, că eu o ridic. Îmi trimisese Biblia. Am plecat de la adunare, m-am dus înapoi pe străzi, când acolo era domiciliul meu. Primesc pe Facebook, la, nu știu, la câteva zile, primesc un mesaj pe Facebook. O fată mă întreabă cum a fost la biserică. Interesant așa, că începea să contureze a doua dorință. Și zic, uite, a fost frumos, mi-a plăcut. Și a început să mai pun așa întrebări. Și una dintre întrebări suna, dar unde stai? Ei, aici era o problemă, unde stau. I-a spus, uite, stau în zona terminii. Dar zice ea că acolo e zonă scumpă la chirie. Și zic că nu, că eu stau gratis. Cum așa? Și am început să-i spun viața mea. M-am deschis, pur și simplu m-am deschis. Eu care nu mă deschideam, m-am deschis. Vreau să vă spun, din momentul în care i-am spus lucrul ăsta, în fiecare zi mi-a adus câte un pachetel de mâncare. În fiecare zi. Mi-am găsit chirie, m-am mutat la chirie. Mi-am găsit alt post de muncă mai bun, am început să lucrez. Deja condițiile erau împlinite. Erau împlinite și destul de repede s-a și destul de repede s-a întâmplat într-o lună de zile, cred. Deci Dumnezeu chiar a vrut să-ți demonstreze că El este da, acolo. Da, da. Și culmea că a ascultat rugăciunea la un necredincios, ca să zic așa. Deci pur și simplu l-a ascultat și împotriva roncanții mele l-a împlinit. Că nu poți să-i pui tu condiții lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, ca să-și arate slava Lui, să-mi arate că El poate, a făcut lucrul ăsta. Automat am zis că trebuie să-mi schimb viața. Și am zis, Doamne, eu nu pot să-mi o schimb. Știi ce am fost, știi ce am făcut, trebuie să-mi o schimb Tu. Am mers la biserică, am mers la candidați pentru botez, iar pe 6 iunie am făcut legământ cu Domnul în apa botezului. O zi foarte frumoasă pentru mine. Și de atunci a început zilele să fie tot mai frumoase. Numai că Satan era tare supărat pentru decizia pentru asta. Pentru patul acesta. Da. Uh-huh. Și dacă pe 6 iunie 2015 am luat botezul, pe data de 8 iunie primesc condamnare de 9 ani și 4 luni închisoare cu executare. Wow! Atât de mult? Atât de mult. Era normal pentru faptele pe care le... Nu era normal. Aveai? Nu era normal. Au fost mai multe lucruri care au contribuit acolo. Uh-huh. Cum ai reacționat la vestea aceasta? Am început a plânge.
nu puteam să concep de ce Dumnezeu îngăde lucrul ăsta. Și eram automat, a venit cerul și a spus, uite, Nacio, trebuie să te pocăiești. Uite, te duci la pușcărie, dacă nu te pocăi, scăpai. Și într-adevăr, el avea dreptate. Că dacă nu era să mă pocăiesc, mă duceam în țară, se puteau face multe lucruri ca să n-ajungi acolo. Și eram supărat și zic, Doamne, de ce ai îngăduit lucrul ăsta? Și un gând așa mi-a venit în minte și zic că faptele se iartă, dar consecințele se suportă. Dumnezeu iartă păcatul, dar consecința trebuie să o suporți. Acum aveam o problemă, trebuia să mă întorc în țară, eu n-aveam acte. Ca să scap din niște costuri, sun la ambasadă. Să cer ajutor. Nu să cer ajutor. Automat trebuia să te duci la ambasadă, te luau și te arestau ei și te trimiteau în țară. Îi sun, răspunde doamna acolo, le explic care e situația, că am mandat european, mă caută. Între timp eu făcusem și recurs și m-au lăsat la 6 ani și 8 luni din închisoare. Mi-au mai luat 3 ani. Au luat 3 ani, dar totuși a rămas destul de mult. A rămas destul de mult, da. Sun și doamna aia spune că da, stai liniștit, câte ori găsi ei. Și doamnă, eu am un mandat de arestare, sunteți cumva obligați să mă luați? O zic că nu, te-or găsi ei. Băi, n-au vrut să mă bagi în seamă. M-am dus eu a doua zi la consulat, parcă îi rugam, mi-a zis, faceți-mi măcar un titlu de călătorie să pot ajunge în țară, că mă predau eu singur. Mi-a dat titlul ăla de călătorie. Acum m-a rugat la Domnul și a zis, Doamne, fă cumva ca în vamă să nu mă ia să mă arestez. Că automat când ești dat în consemn la frontieră, când te găsești, te arestează direct de acolo. Și nu-ți doreai să fii... Nu doream să fiu arestat pentru că automat te dădea în presă, oricât de mic infractor ai fi, te dă în presă. Plus că vreau să mă întâlnesc cu părinții. Nu-i văzusem de ceva timp. Dumnezeu mi-a ascultat și rugăciunea asta. Am ajuns în vamă, mi-a luat titlul de călătorie, s-a uitat la el când la mine, când la act. Eu eram așa transpirat, m-au lăsat să plec. Am ajuns la Botoșani, m-am întâlnit cu părinții și azi cu timp mă duc să mă predau. Deși eu trebuia să mă duc la pușcărie, părinții mei erau fericiți că eu mă întorsesem la Domnul. Și bucuria asta era mai mare decât ce trebuia să fac. M-am dus pe arest să mă predau, era deja ora 9-10 seara. M-am dus pe arest, bat la ușă, ies un domn, îi spun, uite, eu mă numesc Robert Gavriluț, am un mandat de arestare pe numele meu. Am venit să mă predau. Măi, omul ăsta parcă era vorbit cu consulatul din Italia. Mi-a spus, du-te acasă, că vin noi după tine. Aceeași vorbă. Nu voiau să te ia. Nu voiau să mă ia. Și zic, măi, oameni buni, eu chiar am un mandat de arestare. Da, știu, dar vii mâine. În mod normal, trebuie să te ia pe loc, nu există. Mai ales că te duci singur și te predai. Mai ales că te duci singur. Băi, eu și încăpățânat de fel, mi-am pus geanta pe scări și am zis, eu de aici nu plec. Eu mă rugam de ei să mă ia. Din două motive. Unu, darabanii la vreo 77 de kilometri și mi-era greu să mă duc până acasă. Plus că dacă erau să mă ia de acasă, vecini, poliții, sirene, alte complicații. Și nu prea am vrut treaba asta. M-au lăsat să stau pe scări până la 11 noapte și la 11 noapte s-au hotărât să mă ia. M-au luat, m-au arestat. Era așa o frică de necunoscut că nu știam ce o să se întâmple. M-au dus la Botoșani, înainte să încep pedeapsa, trebuie să stai 21 de zile pe carantină. Îți fac analiză, îți vezi dacă e sănătos, cam unde te încadrează, tot. Acolo l-am întâlnit și pe Ghiț Ignat. De acolo s-a legat o frumoasă prietenie. Care rezistă și ziua de azi. Și ziua de azi, da. Numai că acolo ne-am despărțit, am stat vreo lună împreună, după care ne-am despărțit. El având o pedeapsă mai mică, a rămas pe Botoșani, eu având o pedeapsă mai mare, ce treci de 3 ani, te duci pe un penitenciar de maximă siguranță. Wow. Da, așa și e. Și acolo condițiile nu erau tocmai bune. Cum nu te-ai erau. Simțit în penitenciar? M-a dus la Iași, m-a băgat într-o cameră 27 de persoane. Wow. Vreau să vă spun că din 27, majoritatea erau cu pedepse foarte mari și cu fapte foarte grele. Mi-a fost foarte frică. Cât eram eu de... N-am avut probleme cu ei. Dar frica în mine exista, nu vă spun, câteva nopți la rând, am dormit cu geanta în mână și nu că am dormit, stăteam și mă uitam la fiecare în parte. Extraordinar. Auzisem tot felul de povești și văzusem tot felul de filme cu tot felul de întâmplări. Și credeam că acum gata, se întâmplă. Ca să faci baie la pușcărie, la Iași,
te scoate pe un hol și faci undeva la subsol comun, toată lumea la comun. Eu n-am vrut să ies. Timp de 2 săptămâni am refuzat să ies. Făceam baie, mă încălzam la soare, în sticle de 2 litri de plastic, mă încălzeam apa și mă spălam la baie, la toaletă. Wow. Pentru că mă temeam să mă duc. Frică. Și la un moment dat vine șeful camerei și îmi spune că Nea Ion îl chema. Spune, Robert, dar ce cu tine? De ce nu vrei să vii cu noi? Și încep să-i spun, mai omule, mi-e frică, mi-e așa. Și o zic, uite, mergi cu mine și nu se întâmplă nimic. Și am început încet, încet să mă dispar, integrezi. Să mă integrez. Mi-a fost foarte greu. Pentru că eram cu minte și gardieni și conducere, pentru că au văzut că sunt mai diferit de ceilalți, m-au pus să lucrez ca bucătar. Am lucrat ca bucătar la penitenciar Iași vreo 1 an și 9 luni. Automat când scade din pedeapsă, trebuie să te muti la un alt sistem. Și trebuia să plec la Botoșani. Nu vă zic că în ăsta 1 an și 9 luni, cât am stat la Iași, eu n-am putut să-mi iau familia în brațe. Pentru că vizitele erau, cum vedeți în filme, pentru o sticlă de geam și telefon. Deci mi-a fost foarte greu. Nu mai zic de fata de care am început să vorbesc în Italia, venea din Italia și mă vizita în România. Venea să te viziteze în România? A venit până aproape să mă eliberez. M-am mutat la Botoșani, a mai venit o vizită la mine, acolo am putut să o iau în brață, după care la ceva timp mai aveam 1 an să mă eliberez, mă duc prea repede iar. Când am intrat în penitenciar prima dată, țin minte că m-am rugat și am zis, Doamne, nu pot să stau, eu aveam 6 ani și 8 luni. Ca să ies pe bună purtare, trebuia să fac 4 ani și jumătate. Și era mult, și e mult să stai 4 ani și jumătate închis. Și a zis, Doamne, fă cumva să ies de aici. Și m-am rugat așa cum știam eu să mă rog. Și am visat și Domnul mi-a spus doar atât. Nu vei sta atât. Atât mi-a spus, nici mai mult, nici mai puțin. Eu deja eram bucuros, credeam că 2-3 luni scap. Dar Dumnezeu nu, trebuia să mă treacă pe acolo. Cum am spus, am ajuns la Botoșani, m-a vizitat. La un moment dat am sunat-o, doar eu puteam să sun. Aveam dreptul la 30 de minute pe zi la telefon. Și asta trebuia să-l împart cumva. Am sunat-o, ea a început să plângă la telefon. Diana o cheamă. A început să plângă la telefon și mi-a spus că e mai bine să fim prieteni, că nu se mai poate și mi-a închis telefonul. Și acolo s-a rupt relația voastră. Da. Acum nu vreau să o judec. Dar m-a durut enorm. Și cred în toată lumea că dacă Dumnezeu nu era și viața mea nu era schimbată, eu nu mai eram astăzi aici. Am pune în capăt zilor cu siguranță. Ca să nu mai zic, eu am mai avut o tentativă de a-mi pune capăt zilor. Cum s-a întâmplat? Chiar voiam să te întreb lucrul acesta. De ce? Ce gânduri te-au făcut să recurgi la acel gest? Cum prima dată când am încercat să-mi iau viața, era perioada primei arestări. Imediat după prima arestare, am ieșit afară. Vă dați seama, datorii la ucrainieni, părinți supărați. Erau destul de prietena, mă înșelase, actuala aia prieten care aveam eu, era cu altcineva și îmblașul cu mine. Toate s-au adunat așa și știam că gata, nu mai. Așa a făcut Dumnezeu că eu, înainte să se întâmple lucrul ăsta, eu tot timpul aveam un pistol acasă. Dar când a venit DICOT-ul și când am primit acel telefon să strâng prin casă, pistolul ăla l-am dat. Pur și simplu l-am dat mai departe. Dacă aveam pistolul în ziua aia când am vrut să mă sinucid, era mort azi. Dar ai ales altă metodă. Am încercat să mă sponsor. M-am dus peste drum, într-o grădină. Nu era a noastră grădină, dar aveam grijă de ea. Am legat, am tras. Deci am tras eu cu mânuța mea, am tras de funea aia să văd dacă ține. Era o creangă groasă cât mâna mea. Ținea destul de tare. Am pus-o și am sărit. S-a rupt ca și cum rupe un pai. Mă, atât de ciudă mi-a fost când am murit. Ziceam, băi, atât de prost că nici să mor nu pot. Mi-era ciudă de pe treaba asta. Asta a fost prima dată când am vrut să mă sinucid și ultima dată. Dar nu ai realizat atunci, în momentul acela, că Dumnezeu chiar te iubește și vrea să te salveze? Nici măcar n-am trecut prin gând. Nu. Nu. Acum când văd lucrurile, da, clar, a fost planul. Uitându-te în spate, înțelegi altfel lucrurile. Robert, mai avem 3 minute. Mai avem 3 Cum minute. Cum putem finaliza povestea asta a ta de film? Ca oamenii să înțeleagă ce a făcut cu adevărat Dumnezeu pentru tine.
pedeapsa ta s-a redus destul de mult. Da. S-a redus de la 4 ani și jumătate, am făcut 3 ani și jumătate. A fost o lege dată în Parlament, nu era vorba de legea asta când m-au arestat pe mine. S-a întâmplat, eu și pe bună purtare am ieșit cu un an mai devreme. Rugăciunea și ceea ce a spus Dumnezeu s-a împlinit. Și în acei 3 ani s-a produs o mare schimbare la tine. Aia e problema, că asta vreau să spun. Eu am avut de furcă cu cineva acolo în penitenciar și persoana aia eram eu. Pentru că chiar dacă Dumnezeu schimbase viața mea, încă mai era de lucrat la mine, cu răbdarea, cu vorbele, cu tot, cu nervi, că eu eram și o persoană nervoasă. Dumnezeu așa m-a șlefuit că timpul ăla, cât am stat închis 3 ani și jumătate, pentru mine a fost o binecuvântare, o reală binecuvântare. Chiar dacă atunci ziceam, băi, ce mult timp stau aici, acum când văd prin ce am trecut, nu pot spune cât a fost o binecuvântare. Acum nu sfătuiesc pe nimeni să treacă pe acolo. Bineînțeles. Clar că nu sfătuiesc. Dar tu ai avut nevoie de asta. De iar am avut nevoie de asta. În penitenciar, știu că Ghiță organiza o grupă de rugăciune. O grupă de rugăciune. Iar după ce el a ieșit, am continuat eu. Am continuat eu până m-am eliberat, am continuat grupa aia de rugăciune. Te simțeai împlinit acolo cu ceea ce făceai? Da. Chiar dacă ți doreai să ieși, bineînțeles. Chiar dacă îmi doream să ies, mă bucuram că puteam fi de folos de Dumnezeu. Și cred că am fost de folos, pentru că sunt mulți care abia acolo au auzit de Dumnezeu. Și am fost bucuros să spun lucrul ăsta. De asta fac și acum. Vreau să spun oamenilor că Dumnezeu poate schimba vieți. Ce vrea Dumnezeu la noi, vrea sinceritate și să-i spui că vrei lucrul ăsta. Dacă nu-i spui, Dumnezeu nu poate intra cu bocanci în viața ta. Așa este, tu ești dovada vie. Și așa cum mi-ai spus și înainte să dăm drumul filmării, te-ai căsătorit recent? De curând, de 6 luni. De 6 luni. Și mi-aduc aminte, încerc să sfur repede, așa, când eram în penitenciar, după ce m-am despărțit de Ana, a fost o durere care nu o pot descrie, a durat mult timp până când. Și știu cum mă rugam așa, pentru că eu m-am temut de singurătate. Și am rugat, Doamne, dă-mi o fată, poate să fie și divorțată, poate să fie și văd, să aibă copii, o iau. Voiai să fii cu cineva? Numai să fiu cu cineva. Mi-a dat Domnul o fată care nu a avut niciodată prieten. Mi-a dat Dumnezeu ceva ce e pistic ceea ce am cerut eu. O soție minunată. Și în curând voi fi și tătic, bine în curând, că abia e însărcinat în 3 luni. Dar voi Felicitări. Fi tătic. Mulțumesc. Deci Dumnezeu dă și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dar ce rugăciune ascultă? Rugăciunea celor neprihănit. Aia este. Problemă. O poveste incredibilă, Robert. Aș vrea, la final, să dai un sfat tinerilor care aleargă după bani chiar și cu prețul vieții. Solomon spune așa, că poți să-ți alegi tot ce vrei, dar nu uita că într-o zi vine judecata. Banii și prietenii nu te ajută la nimic când ești la greu. Ca să nu spun că atunci când era la penitenciar, dacă era să fiu înainte de penitenciar, când aveam eu mulți bani, dacă chemam pe cineva, sala asta era plină aici. Dar când ajunsesem la greu, nimeni nu mi-a trimis măcar o scrisoare. Prietenii sunt acolo atât timp cât tu ai bani. Și dacă un prieten te sfătuiește la rău, ăla nu ți-i prieten. Așa se întâmplă de fiecare dată, dar uite ce bine este când îl ai pe Dumnezeu. Amin, așa este. Îți mulțumesc din suflet, Robert. Am încercat să intervin cât de puțin am putut pentru... ca să avem timp adică să ai timp să relatezi până la final povestea ta. Îți mulțumesc din suflet și îți doresc în continuare o căsnicie fericită și o viață împlinită. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Domnul să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și pe echipă și pe tot cei care ne privesc astăzi. Mulțumim mult din suflet. Da. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că încă o dată ați stat alături de noi. Dacă și tu ai o poveste sau o lecție de viață, nu ezita să îmi scrii pe adresele de Facebook sau Instagram afișate chiar acum pe ecran. Eu sunt Antonia Fuduliu și mă voi întoarce duminica viitoare de la ora 20 cu alte povești impresionante de viață aici la Spunem Cum. Acum însă rămâneți cu A7 TV pentru că urmează colega mea Evelina Bevis cu emisiunea Trepte. Până data viitoare vă doresc zile fără griji.
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.